Am deja 43 la picior și am numai 14 ani, sau o să fiu întotdeauna gras, o să fiu întotdeauna înalt, dar înțelegeți? Dar mai mult, atenția tânărului și adolescentului este captată de modificările din planul intimității, a senzualității. Există o presiune, există niște semnale pe care corpul tău le transmite și trezește conștiința într-un domeniu în care lumea aceasta transmite semnale, nu, am spus deja, extrem de agresive. Ăsta e motivul pentru care nu copiii de 14 ani sau de 15 ani, nu acești adolescenți, încep să pătrundă în această lume, ci copii de 10 ani, copii de 8 ani, copii de 7 ani expuși la astfel de imagini, datorită lumii anormale în care trăim. Cum se vor dezvolta ei? Iată, asta e al doilea motiv pentru care avem probleme, nu? Vârsta, corpul nostru ne atrage atenția asupra acestui domeniu. În al doilea rând, legat tot de vulnerabilitate, trăim o vârstă ca tineri. O vârstă care ne captează atenția spre romantism. Începem să descoperim persoanele de sex opus, începem să le observăm. Lucrul ăsta se întâmplă mult mai devreme, cum spunea o colegă de-a mea, de ce pe fetița ei copiii o trag de codițe, nu? În clasa 1. Și a spus, e simplu, pentru că acelor băieți, nu? Le place de fetița ta. Ei detectează emoții, atracții, simpatii, dar nu pot nici să le numească, nici să le identifice, nu pot nici să le exprime. Și atunci cum o fac? Într-un mod agresiv. Asta e motivul pentru care, în fine, într-un alt domeniu. Dar nevoia de romantism, asta e mai mult în dreptul surorilor, nu? La această vârstă este, și eu cred că atracția spre romantism este creația lui Dumnezeu. A lăsat în noi și viața este frumoasă. Romantismul acesta poate fi trăit și gustat de plin într-un singur cadru, alături de, cum să spun, experimentarea deplină a experiențelor între bărbați și femeie în cadrul căsătoriei. Dar există tendința aceasta și minciuna aceasta că la vârstă putem să ne jucăm, la această vârstă a tinereții, putem să ne jucăm cu romantismul. Ce-i rău în asta? Așa este, vă întreb pe dumneavoastră. Ce-i rău să fii romantic cu un băiat și o fată într-o lume în care să ai la 12 ani un copil? Începem deja să ne obișnuim, pentru că ziarele transmit astfel de știri. Sau la, mi-aduc aminte, undeva lângă Târgu Jiu, un director de acolo a scris fundației cu care eu colaborez din București: veniți să desfășurați un program de educație la noi în liceu. O fată de clasa 11 a deja are 10 avorturi. Ce e rău să fii romantic, să oferi o floare? Nu mai ne dăm seama de faptul că puritate, curăție, se aplică la multe aspecte din viața noastră, inclusiv a inimii mele. Și atunci când eu îmi dăruiesc inima, nu? Fără discernământ, fără... Îi dau puțin unui băiat astăzi, puțin altui băiat mâine, el mi-o rănește, relațiile la această vârstă sunt extrem de trecătoare. Rare ori durează, rare ori durează. Și chiar și atunci există consecințe nefaste mai târziu. Astfel încât atunci când ajungi la 20 de ani, pe lângă inima ta de hamburger, așa, o inimă cioplită și mestecată de toți, scuzați-mi expresia, dar doar să înțelegeți ce vreau să spun, emoțional vorbind, ai cu tine un bagaj de regrete și de vinovății și când treci pe stradă, în București sau în Ploiești sau în Târgu Jiu sau unde fii, ți-auci aminte, aici s-a întâmplat cu băiatul la lucrul ăsta. Deja te simți și uneori, diavolul ia experiențele tale din relațiile cu băieți sau cu fete și te ajută, între ghilimele, să te simți second hand. Dar nu mai ești ceea ce te-a creat Dumnezeu să fii. Să te dăruiești complet, fizic și emoțional, unei singure persoane din viața ta, astăzi nu este la cinste. E o glumă. Iar curăția sau virginitatea sau curăția este văzută în prezent de lume ca o boală de care trebuie cumva să te vindeci. Asta e percepția, frați și surori, în care copiii dumneavoastră trăiesc și cresc. Bun. Vulnerabilitatea vârstei, așa, timpul zboară foarte repede, organism se schimbă, atras spre romantism. Un alt aspect mai puțin, sau foarte bine observat, dar mai puțin înțeles. Vârsta tinereții aduce cu sine o depărtare naturală, atenție, de părinți. Începem să ne cerem drepturile, apar tot felul de certuri. Foarte multe consultații din locul unde lucrez sunt pe domeniul acesta. Mi-aduc aminte de o fată de 14 sau 16 ani, care a plâns 2 ore și jumătate
cât am vorbit cu ea. Iar mama cam două ore și un sfert, n-a atins-o niciun pic, n-a mângâiat-o niciun pic. Și a continuat numai despre ce nu face, ce greșește. Relații tensionate între părinți și copii. De ce? Pornește de la nevoia copilului de a deveni independent. E o nevoie naturală, dar mult amplificată de cultura în care trăim. Nu? Copii care se răzvrătesc împotriva părinților. Și o întrebare foarte sinceră, câți dintre dumneavoastră care sunteți aici tineri, alături de mine, avem în spate o relație proastă cu părinții noștri? De ce? Credem că ăsta e normalul. Cum vă înțelegeți cu mama și cu tata în prezent, acum, aici? Se spunea cineva, toată lumea vrea să meargă în cer. Câți dintre noi suntem pregătiți să mergem în cer? Ce spun părinții noștri dacă Domnul i-ar întreba acum? Dacă noi ne-am prezentat înaintea lui, exact așa cum suntem acum? Când ne-a spus ultima dată mamei sau tatălui, mamă, te iubesc, mamă, mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Mama și tata, doi oameni vechi sau învechiți în viața noastră, dar singuri oameni care ne iubesc, autentic, cum nu o să ne mai iubească nimeni pe pământ, nici măcar soțul și soția. Singurii care te iubesc necondiționat. În ultimul rând, suntem vulnerabili pentru că la această vârstă există un neînțeles, o neînțeleasă atracție și fascinație spre cei de aceeași vârstă. Ne place să fim împreună, să aminăm împreună cu cei care, nu? Au aceeași vârstă cu noi. Mama și tata spun, dar stai în casă, ești cu mine, vorbește cu tata, vorbește cu frații tăi mai mari. Nu, și noi, înăuntru nostru există ceva care se zbate și spune, nu, vreau să mă duc unde? Să fiu împreună cu cei de aceeași vârstă. Această fascinație a anturajului. Este extraordinară atracția pe care noi o simțim și noi o suntem conduși. Și deja fratele Corina a vorbit din cuvânt despre tovărășiile rele care strică obiceiurile vin bune. Atunci când te aduni cu cei care au alte valori decât tine, începi să spui la îndoială propriile valori și mai mult, începi să cumperi prietenii din lume cu valorile creștine pe care ți le-au dat părinții tăi. Apropo, câte din relațiile dumneavoastră sau ale mele sunt deja cumpărate pentru că ați renunțat, cum spuneau frații. Eu să nu mă duc să mă uit pe astfel de imagini, o să mă excludă. Și atunci renunț la o valoare, doar ca să fim împreună cu ei. Doar ca să mai treci un test la care ei te supun. La mâine va fi un alt test. Mâine îți vor cere mai mult. Mâine va trebui să faci mai mult. Iar acest joc în care tu o să pierzi de fiecare dată, nu se va sfârși niciodată, atunci când ești într-un anturaj nepotrivit. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune tovărășiile rele, întotdeauna, aș adăuga eu, așa, strică obiceiurile bune. Întotdeauna. Niciodată nu este invers. Bun. Având în vedere ceea ce am spus până acum, mă gândesc că este un timpul scurt care a mai rămas, să discutăm foarte deschis și foarte onest cu privire la acest domeniu. O atitudine de genul mie nu mi s-a întâmplat niciodată. Eu n-am păcătuit niciodată. Dacă este cineva aici, între noi, un caz izolat, să fie rușine, da? Și să se pocăiască și să facă nu știu ce. Nu. În lumea în care trăim, toți ne mutărim. Și mai ales dacă suntem tineri, mai ales dacă avem un calculator cu internet acasă, mai ales dacă trăim într-o biserică în care se simte o presiune